Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest tutorial vom vorbi despre cum putem face un intro cu Blender. Veți vedea că este foarte, foarte simplu să facem un astfel de intro și de asemenea intro-ul nostru va fi foarte profesional. Probabil ați văzut intro-uri profesionale la youtuberii de calitate, ei bine, veți putea avea și voi urmărind acest tutorial. Mai ai nevoie de programul Blender pe care îl puteți descărca de pe această pagină. Vă voi lăsa un link în descriere, veți descărca Blender, îl veți instala. Instalarea este foarte, foarte simplă, nu are rost să vă prezint. Și apoi va trebui să căutați template-uri de intro-uri. Nu este neapărat un șablon pe care ar trebui să-l folosiți, pur și simplu căutați pe YouTube Free Intro Templates, Blender sau ceva de genul acesta. Eu o să vă las un link către acest YouTuber, iFreshHD, sau către acest video, pentru că el face tot felul de template-uri pentru intro-uri, ceea ce cred că este foarte util pentru noi și pentru acest tutorial. Am ales acest video, mergem în descrierea videoului, bineînțeles voi vă uitați la video, vă uitați la intro-uri și alegeți ce intro vă place. Dacă v-ați decis, mergeți în descriere. Să zicem că ne place intro-ul cu numărul 32, da? Dăm click pe linkul de descărcare, așteptăm să înceapă descărcarea și ne duce pe site-ul mediafire.com. Vom avea linkul de descărcare, dăm click pe download, descărcăm practic template-ul nostru pentru Blender și mai departe voi arăta cât de ușor este să introduceți acest template în Blender și mai apoi să editați template-ul, să vă introduceți acolo numele vostru și să randați. Ceea ce vreau să precizez înainte este că aveți nevoie de o putere de procesare destul de mare pentru a face un astfel de intro cu Blender, pentru că intro-ul se face frame by frame. Asta înseamnă că în momentul în care veți randa intro-ul, fiecare frame din intro-ul vostru va fi randat special. Fiecare mișcare din intro-ul vostru va fi randat. Deci asta este destul de greu pentru cei care nu au procesare foarte bune, cum sunt și eu, și de aceea nu voi face în tutorial această randare, pentru că nu are rost, ar trebui să aștept foarte, foarte mult ca să termine această randare. Eu voi arăta cum faceți, cum salvați într-o anumită locație, cum setați formatul și cum salvați. Și mai apoi rămâne ca voi să faceți toate aceste lucruri, să vă randați intro-ul și să așteptați. Am înțeles că și cei care au procesoare bune vor trebui să aștepte în jur de o oră, poate. Ceilalți mai mult, însă vă zic eu că merită, pentru că intro-ul creat va fi unul de calitate. Intro-ul nostru s-a salvat, sau mai exact template-ul nostru. Va trebui să luăm această arhivă, dăm click dreapta, o extragem cu 7-Zip sau WinRAR, eu o să o extrag cu WinRAR. Așteptăm puțin să se extragă, se extrage bineînțeles în acest folder, dublu click pe folder pentru a-l deschide, intrăm în Blender Intro Template 22 și avem aici template-ul. Dăm dublu click pentru a-l deschide în Blender. Odată intrați în Blender, vedem aici că avem intro nostru, bineînțeles el nu arată așa, aici avem doar o imagine tridimensională a intro-ului nostru. Voi veți vedea în videoul acela cu intro-uri cum va arăta la final intro-ul vostru. Îl vedeți aici, puteți da click pe play aici jos pentru a vedea un preview al intro-ului vostru. Pentru a schimba textul, va trebui să selectăm cu click dreapta, atenție, click dreapta, o porțiune din textul nostru, click stânga și apoi click dreapta pentru a selecta și apoi apăsăm tab până apare această dungă în această parte și putem șterge. Scriem de exemplu test. Veți observa că mai este încă un text deasupra acestuia. Va trebui să mergem în această porțiune, să mărim puțin și să vedem care este textul pe care trebuie să-l schimbăm. Este acesta. Am apăsat tab și apoi delete și îl ștergem și pe al doilea și scriem din nou test. Și așa am făcut. Sper că ați înțeles. Deci practic am selectat cu click stânga textul și apoi click dreapta și tab până a apărut această dungă și am șters primul text, da? La fel ca și în cazul meu, veți avea și voi două texte pe care va trebui să le modificați. Vă duceți aici, în această regiune, mai măriți puțin și selectați cu click stânga acest text, apoi apăsați tab și delete și introduceți din nou textul vostru. Și cam atât trebuie să faceți, nimic altceva, apoi treceți la randare, va trebui să mergeți aici pe acest aparat și să mergem un pic mai jos. Aici ne vom alege locația unde să se salveze, selectăm aici și mergem, de exemplu, nu știu, în desktop și accept. Apoi, după ce am selectat locația unde se salveze acest fișier, locația care o veți găsi în output, aici, va trebui să mergem la Render Presets, Sub Dimensions și să selectăm aici HD. De exemplu, puteți face și 1080p, dar în cazul meu selectez HD. Apoi, pentru a randa, va trebui să mergem la Render și Render Animation. El va începe să randeze animația noastră. Acest proces va dura o perioadă destul de lungă, deoarece intro-ul nostru este mai mare și v-am zis, necesită o putere de procesare destul de mare ca să poată randa tot acest video sau intro. Voi veți aștepta și veți avea un intro de calitate, depinde bineînțeles ce intro v-ați ales și voi. Aici vedeți și voi procesul, așteptați
și în momentul în care se va termina veți fi anunțați și veți avea intro-ul în locația selectată. Eu mulțumesc pentru atenția acordată, eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial Tutoriale Gratuite, la revedere!